Criminalul de la Caracal avea probleme grave de comportament, tulburări de personalitate, disfuncții cerebrale, sindrom amnezic, toate pe fondul consumului de alcool. O demonstrează foaia de observație. Potrivit acesteia, criminalul a ajuns la secția psihiatrie a Spitalului Județean Slatina de 8 ori, de 5 ori în 2009 și de 3 ori în 2010, fiind tratat de un medic care a decedat ulterior. Mai mult, omul care și-a răpit victimele după ce le-a luat la ocazie nu avea voie să conducă.